Ca să schimbăm lamelele de la ștergătoare, va trebui totuși să le punem în poziție verticală. Să aducem brațele ștergătoare în poziție verticală, ca să le putem schimba. Nu ne dă voie de capotă. Iată. Iar ca să facem asta, va trebui să ajungem în mașină. Ca să aducem ștergătoarele în poziție verticală, va trebui să apăsați pe butonul Start Stop Engine. Apăsați odată ca să puneți contactul. Apoi, după ce ați pus contactul, din nou apăsați pe Start Stop ca să luați contactul. Ridicați de maneta de la ștergătoare și țineți de ea ridicat timp de 5 secunde. Iată că ștergătoarele au ajuns în poziție verticală și în modul acesta puteți schimba ștergătoarele. Le depărtăm de parbriz, apoi întoarcem perpendicular cu brațul lamela ștergătorului și aici pur și simplu trageți înspre voi ca să scoateți de pe braț. Ca să întorceți zona, din nou, îl puneți înapoi, pe parbriz. După ce ați schimbat ștergătoarele, apăsați din nou pe butonul Start ca să puneți contactul și dați de maneta de la ștergătoare în jos odată ca să coboare ștergătoarele în poziție orizontală. Apoi, nu uitați să luați contactul. Și asta e tot.